posibil postul. Cunosc femei bătrâne, uscate de bătrânețe și de boală și mănâncă de post. Și câte un tânăr, cât un chibol de voinici de puternic. Și zice, eu nu pot să postez, că dacă postez, văd să stele verzi, galbe, albastre, că n-are voință.
intră cu o mașină într-un stâlp, am ajuns fiul părintele la lor la gatru, și apoi așa am fost la Dumnezeu. Și Dumnezeu zice că, Alexandre, ce ai făcut azi? Și eu zic, Doamne, te-am mărturisit. Hai, dragi noștri, să ne începem să ne mărturisim și noi pe Dumnezeu. Zicea Sfântul Părinte Asene, la miile și miile de zeci de mii de oameni care venea, să-L audă, să-L asculte, să-L vadă, să-L folosească. Și zicea, voi, când veniți din cea, să nu zică ăia de acasă, când te-ai dus bou și ai venit vacă. Să sântă toți, când ai fost la mănăstire, mă. Ești mai rântător, mai bun, mai îngăduitor cu neputințele oameni. Părintea Sfântului chiar a scris o carte, titlul insuficient, nu-i trebuie citit, numai chiar titlul. Fiți îngăduitor cu neputințele oameni.